Băiți, am stat în cava să montez toată drăcea asta pentru bicicletă. Deci ăsta e ghidonul, da? Și ea, pentru tentativa mea de GoPro sau cameră sportivă, ar trebui să stea așa, da? Și dacă ea stă așa, înseamnă că camera mea va înregistra ceva de gen, știți? Și nu e bine. Și trebuie să înregistreze cumva în partea aia. Și m-am chinuit, am găsit niște piese pe aici, am făcut ce am făcut și acum trebuie să pun drăcea asta aici. Dar acum care e buba? Că dacă pun eu, să zicem asta aici, da, și prind un șurubel de ăsta, nu stă bine. Și trebuie să găsesc o metodă în așa fel încât să stea bine și fix, ca să nu încadă dracu când mă plimb pe bicicletă. Băi, băieți, am făcut nebunia. Am rezolvat drăcea asta, acum nu se mai mișcă, e strong aici pusă. Nu știu dacă am pus eu chestiile astea greșit, dar i-am băgat aici puțină cârtie. Așa. Și, băi, mai trebuie să bag camera aici, să o montez mâine și cam asta e. Știți vorba aia, românurile sunt inventive. Sau, la fel ca la fete. Băieților, cred că o știți mai bine vorba, când nu ai, trebuie să improvizezi. Așa că ne vedem mâine la vlog. Pa. Bună dimineața și bine v-am găsit la continuarea vlogului. Tocmai ce m-am trezit, am mâncat și acum mă pregătesc să montez chestia asta pe bicicletă, biciclențio. Am pus și camera, acum să vedem dacă merge. Dacă am inventat bine, deși cred că se pune total altfel decât cum cred eu. Înainte să ajung la sală, apăsați un like, un share, un subscribe și da, revin cu montarea camerei. Bun, deci l-am scos pe domnul biciclenț, eu am aici camera. Aparent pot să-l pun ori aici, ori aici, ori chiar aici. Aici. Dar să vedem acum. Văd cum potrivesc eu camera asta. Așa fel încât să mă filmeze când montez drăcia asta de camera. Deci am revenit. L-am aici pe cameră. L-am aici pe bicicletă și să vedem cum o reușesc să pun drăcia asta. Bun, deci am montat asta. Cam așa arată. Ne vedem de la sală. Deci, am fost la sală, am băgat un antrenament forță. Ghigist, cât mi-a luat să termin antrenamentul? Lăsați jos în comentarii. Nici mai mult, nici mai puțin de nici o secundă. Nici n-am intrat, am făcut un antrenament de picioare pe bicicletă, am înregistrat câteva cadre cu camera sport. Mi-am luat o cafea, mă bag să mă joc ceva după îmi fac activitate de zi cu zi de învățat.
la materiile pentru BAC. Sala s-a închis din cauza coronavirusului, a încetat absolut orice activitate a unui adolescent, elev, copil normal. Nu ne rămâne decât să stăm să scriem, să învățăm. Dacă aveți BAC-ul sau evaluarea națională, dați-i drumul. Dacă nu, tot dați-i drumul, pentru că altceva mai bun n-aveți ce să faceți. Și ne vedem la următorul clip, care probabil va fi un story time. Vă las în continuare cu câteva secvențe după bicicletă. Sper să se vadă cât de cât ok, pentru că nu era foarte stabil și cam tremura camera. Acum mi-a picat fisa, dacă aveți activități pe care le faceți în casă sau în afara casei, adică în curte, să spunem, la domiciliu, lăsați-mi și pe în comentarii, pentru că eu am momente în care mă plictisesc grav și n-am absolut ce face.